astăzi ne ducem la pijama. Suntem la eroi în pijama și Natalia trebuie să-mi spună cine sunt eroii aceștia în pijama? Cine sunt? Păi eu știu așa de Gecko, de Maiana. Aiana, Amaya. Amaya și Ricardo. Catboy. A, Catboy, Gecko și cine mai e? Am uitat. Dar știi Amaya. Ce zic? Știi ce zic? Hai să-i cunoaștem atunci. Mergem? Să facem cunoștință cu ei? Cu eroii în pijama? Da. Ție-ți plac eroii în pijama? Da! Îți plac? Uite! Uite, mergi încolo. În dreapta. Uite aici. Uite, vino încoa, vino aici. Natalia, vino aici. Ai venit să vezi pe eroi în pijama? Nu cred că se sperie chiar ușor. Cum apă aici? Labirint. Așa, repede. E un labirint, da. Unul cam periculos. A, ai fost ultima sau prima? Ai văzut ce frumos e? Mai bine. Bravo, ai câștigat. Acolo sus, ați înțeles? Cu diverse, foarte bine. 1, 2, 3, start! Okay. În siguranță, hai! Nu te rădăcești în labirint. Așa! Am câștigat! Și Natalia a intrat în labirint. Face prima ieșire, prima intrare, acum se bagă în tubulatură. Bu. A câștigat. Ai cam furat startul, Natalia. De la viitoare să vezi să te ții rochea, da? Tati, mai spui? Ce să spun? A, să comentez? Natalia se pregătește de start, așteaptă startul ca să nu fure, imediat o să aflăm dacă poate să plece în cursă. Se pregătește, încă nu așteaptă ca ceilalți concurenți să fie și gata. Nu fura startul, Natalia. Oh, i s-a dat startul, a ajuns în vârf, acum pe frânghie coboară. Natalia înaintează, dar a uitat să intre în fiecare anvelopă. Acum intră în traseul cu vampiri și se bagă în tub. Ah, vine din urmă Gecko. Oh, bravo! Ce să spun? Start, Natalia a urcat, acum pe frânghie și coboară, foarte atent. Sare repede, iarăși n-a nimerit cu picioarele în anvelope, dar a intrat pe traseul foarte alunecos și sinuos. Acum se bagă în tubulatură. Super! Facem niște poze și le trimitem pe mail. Eu deja am făcut. Ai făcut deja? Păi și nu mai vrei să faci? Hai, mai facem. Toată lumea își pune masca. A, cine ești? Aoleu! Așa? Cum face bubunța? Cine-mi dă mânuța? Lați-mă de mânuță și haide să mergem să ne jucăm! Hai, Nati, și tu? Haide! Ce acolo, Matei? Mami?
E mai greu să o pun niște la fel. Apoi colorez. Da, uite, îți lași asta ca să colorezi după aceea, da? Da, vreau să mai iau de mult. Eu n-am culori. Păi ne mutăm la altă măsuță ca să apă culori. Uite, ne punem aici. Așa la dungă, ca eroilor noștri să le placă și să le arătați desenele voastre, da? Când vor veni. Foarte frumos, foarte frumos. Este extraordinar. Și tu ești bufnița? Voi sunteți trei bufnițe. O mască de bufniță? Nu, o mască de bufniță. O mască, nu o mască. Mască trebuie. Eu am înțeles mască. Da, și eu am înțeles masă. Stai puțin, imediat, bubnița Natalia, da? Ia uite ce am aici. Le dai lui mami, pentru că după aceea... Aici, Nati. Ia și vedem aici, mami. Cine ești? Au! Și mai departe ce se întâmplă? Trebuie să scoți aia, da? Și aici trebuie să punem o scoarnă, dar nu trebuie să... Hai, 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 unde? 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 Unde sunt? Nu cred! Unde? Unde? Wow! Ei sunt? Cine sunt? Cine sunt? Că eu nu-i cunosc. Eu nu-i cunosc. Cine sunt? Cine e? Cine e? E bufnița! Bufnița are aripi? Dar de ce e roșie? Pentru că așa e bufnița! Și acum vedeți să facem poze pe rând! Hai, hai, lăsăm să vedem hai. Ce, da? Dar știți care e problema? Așa, asta e Natalia. Ia-mi-a-meu. Bravo! Gata, Nati? Gata! Ia, haide să vedem să ne luăm la revedere! Ți-a plăcut? Bună! Bună! Bună, 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 ce faci, bună, ce faci, bună. Astăzi, Noi am fost deja. Noi ne-am dus. Acum ne ducem la... A fost foarte interesant, mi-a plăcut foarte mult și Natalia o iubesc. Și am plăcut și doar să mă poți. Astăzi noi... Vreau și eu să vorbesc. Doamne, bufnița asta vorbește doar ea. Nu cred că ar trebui să o lăsăm mai... Eu... Astăzi noi am fost la...
un teatru la... La un loc de joacă. Da, și apoi noi ne-am dus... Ai, eu vreau să... Deci noi astăzi am fost la un loc de joacă. Nu uitați să vă abonați pe... Și să dați pe clopoțelul ca să nu pierdeți. Ca să nu pierdeți un canal de al nostru. Pa! Rămas bun!